Alexandra, ce se întâmplă acum? Au mai fost incidente între timp? Nu au mai fost incidente. Până acum 6 persoane au avut nevoie de ajutorul voluntarilor de la Crucea Roșie. Asta după ce mulți dintre ei și-au petrecut noaptea aici, pe dealul Mitropoliei, așteptând să ajungă să se închine la Sfintele Moaște. Sunt oameni care au venit chiar și de la 10 dimineața, ieri mă refer. Asta înseamnă că au stat aici mai mult de 24 de ore. Drept urmare, au fost unele persoane cărora li s-a făcut rău și au avut nevoie de îngrijiri. Sunt în continuare mii de credincioși care așteaptă să se închine la moaștele sfinte și de asemenea să se închine și la bucata de cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și care a fost adusă din Grecia. Sfintele Moaște vor rămâne aici în baldachinul din Curtea Patriarhiei până la sfârșitul săptămânii viitoare. De când ați venit? De ieri de la ora 10. Așa de mult timp ați stat aici? Da, da. De ieri, de la 10 dimineața? Și ce ați, cum ați petrecut noaptea? Cu scăunelul. Nu a fost frig? A fost, ne-am îmbrăcat, acum ne-am dezbrăcat. A trecut, cu puterea lui Dumnezeu ne-a ajutat. De când stați aici? De ieri, de la 12. Cum v-ați petrecut noaptea? Stăt aici, așa, unde mă vezi. Nu a fost frig? Nu pot, dar ce să fac? Nu pot, m-a răbdat. Dragul să-i acuntează mult, mamă.